Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou vlog la căsuța din Bondrea. Planul de bătaie azi este următorul. Nu vă uitați la noi, am avut și noi, să zicem așa, o noapte mai lungă. Mai lungă. Și atât. Și atât. Și atât. Care e planul după aia? Ce trebuie să facem? Păi hai să ne apucăm să facem aici, să ne apucăm să tencuim aici tot, să zidim acolo sus, să vedem, trebuie să zidim și aici. Să vedem cât facem ușa, știi? Aha, asta. Da. Și să terminăm și cu prostiile astea de aici, ce mai bine cu vreun rând de beșea? Păi cred că un rând acolo, un rând aici. Doar că trebuie să vină la nivel, nu? Da. Da. Uh-huh. Deci asta ar fi planul de bătaia, să zidim aici, să termină de tencuit. Și pe interior și pe exterior, tot. Nu știu cât timp avem noi într-o zi să facem, da. Hai să vedem în spate cum s-a întărit betonul ăla. Ia o găleată de apă și și aruncă pe placa aia de acolo, ia, hai să vedem. Ia, domne, să vedem ce se întâmplă aici, ia, dă-i mordeală o găleată de apă, că ăsta e cam la umbră aici. Așa. Pe toată sfârâie. Da. Înțepenim, nu? O mare treabă. Nici nu cred că mai are nevoie de nimic. De susținere, a? Ce treabă? Nu are nicio treabă. Este acum. Mă gândeam că totuși ar avea nevoie de niște piulițe sudate pe mărginile astea pe aici și trase niște șufe. Pentru ce să-i tragi șufe? Ca să-l ancorezi mai bine. Da. Crezi? Crezi că este suficient să țină o tonă de apă? Ce vrei să faci? Să mă uit aici, să știu ce. Cât de legat e? Da, e legat. Trebuie dat mai încolo puțin. Asta cum m-am apucat să-l facem. Trebuie dat mai încolo, trebuie aranjat cum trebuie. Dar vine la fix, vine robinetul ăla pe mijloc acolo. Trebuie centrat. Da. Tare frică, cum este că... Că nu cred că ține. Voi ce părere aveți, fraților? Ia, lăsați-ne în comentarii aici, credeți că... Este suficient de întărit ăsta încât să țină mai mult de o tonă de apă, de greutate. Așa este el în greu. Este în... Da, acum nu știu. Vom vedea? Vom vedea. Vom trăi și vom? Vedea. Așa. Deci, ce facem? Cu ce ne apucăm? Păi... Vreți să decufrăm ăsta? Adică ce mare lucru? Trebuie luată o bormașină. Are 4 șurubele. Și ne apucăm să facem... Să tencuim, mă? Să tencuim, da. Gata, fraților, am terminat și cu decofratul aici. A ieșit perfect, a ieșit din ce se vede. Să lăsăm să se întărească și este ce trebuie. Hai să mergem să ne apucăm acolo de tencuit, pentru că aș vrea să terminăm interiorul ăsta pe ziua de azi. Ca săptămâna viitoare zic să terminăm o dată și cu exteriorul și cu interiorul. Să facem planul, să vedem cum începem cu casa, cu astea. Așa că înainte de a începe acum, dați-ne un like acolo. Să avem curaj, hai!
Când zic 3, 2, 1 și toată lumea dă aici like jos. Hai. 3, 2, 1 și like. Toată lumea să apese like. Uite, văd că e cineva aici care se uită și nu a dat like. Hai, toată lumea să dea like aici. Înainte de a începe treaba pe ziua de azi. Haideți. Like. Îl vedeți aici, nu? Hai, toată lumea să apese. Așa, fraților, e altceva când ne încurajează toată lumea. Bă, da. Ce să facem? Să punem geamuri. Unde? La baie. Păi și cum facem? Uite, lasă aici. Dăm toate astea de aici afară. Adică din baie? Da. Așa. Unde îl punem? Acolo? În spate. Eu. La partea din spate, nu? Băi, dar ce-ar fi, mă, să facem noi o ușă? La baie să fie. O ușă? Nu știu dacă merge, că am turnat placa acolo. Dar gen, să o facem pe aici, prin partea asta. Aici. Dar ieși în bazin aici. Aici. Da, mă, merge și pe aici, că dacă faci ca lumea, pui greșit ideea de trafic, pe alea intri de drag din garaj atât. Nu mai. De ce? De ce mă întrebai de geam? Mai trebuie să-l punem. O să-l punem acum? Tăiat măcar. Păi și pe ce parte zici să-l dăm să... Ba, unde este, mă, soarele mai... Soarele? Aici? Mhm, cred că pe partea ar trebui pus. Da, dacă pui pe aici, pe undeva, de aici, încolo. Eu ar ce să-l pui direct din centură, de sus de acolo. Păi da, din centură, da. Adică gen de aici, așa, gen. Fac decupat aici. Și aici sus trebuie zidit, da? Da. Trebuie să zidim. Nu știu cu ce să începem. Trebuie să dăm toate astea afară. Păi, ai terminat aici? Facem o dară, betoniera, da? Până te încuio, luăm măsuri și tai tu 3 beceauri, 4 beceauri. Trebuie. Da, cred că sunt deja tăiate, mă, din ce îngred din acolo. Să nu mai stricăm din ăștia, știi? Da. Că din ăștia care sunt aici, zic să zidim jos aici. Sau vrei să zidești aici prima dată și după aia? Putem să zidim și acolo, dar să dăm astea de aici, din baie de aici. Mă, ăstea știi cum putem face cu ele? Le punem pe peretele ăsta. Le punem pe peretele ăsta aici și după ce termine aici le bagi înapoi, știi? Da. Ca să nu are rost să mai dai iar pe afară, să le bagi iar, să le... Da. Zic eu, nu? Da. Ia de acolo. Unde le punem? Aici, pe perete. Aici. Băi, sunt două tablă, sunt două. Na, că hai da. Că le dăm jos fraților și... Ne apucăm în forță de treabă. Ne vom apuca acum să vedeți că îl trezim pe Tony. Ai luat măsură cât are? Da, uite, scrie pe el, bă, cât are. Mm-hmm. 60 cu... 50. 60 cu 50, a? Da. De ce au ăsta? Vezi? Mhm. 50 cu 50. La jumătatea. Da. Au, stai aici. Păi, îl tem cu flexul ăla, nu? Îl tem cu flexul, că am luat pânză dintre aia de beton, doar că o să trebuiască tăiat și pe aici. Și pe aici, cred că și pe afară, da. Dar nu știu dacă numerești tu gen pe afară. Ia, hai să încercăm.
Mordeală ești aici? Da. Ia mă. Gata, domnule, și cu geamul. Problemă rezolvată, pacient mort. Exact. Nu? Exact. Exactamente. Exact. Da. Exact. Păi ce facem? Acum ne apucăm să te încuim? Geamul îl punem după, nu? Da, da, da. Păi mă duc și să fac o betonieră, dacă vrei. Da. Și vrei să te apuci să faci... Vrei să te încuim întâi sau vrei să zidim ăstea? Știi că nu înțeleg, stai. Stai să vin acolo. La ce te referi, mă? Da, hai să zidim aici. Mă gândeam, te încuim și zidim după aia, dar noi trebuie să avem zidul ca să putem să te încuim. Gata, uite, uite. S-a și făcut lumina aici. Da, mă. Vezi cât contează? Da. Dacă puneam, îl puneam pe spate, nu era prea multă lumină. Da. Dar aici vine lumină. Da. Ce vrei să facem? La ce te referi? Să zidim aici. A, să zidim sus aici? Da, aici acolo. Ne trebuie aici, ne trebuie 4 BC-uri. 4. 1 acolo, 3 aici. Și aici în față cum facem până la urmă? Păi nu știu, tu zici să punem uși dintre alea mari? De alea duble? Sau să punem un rulou? Nu știu ce să zic, zic uși. Tu zici uși? Uși. De ce zici uși? Așa zic eu. Eu mai bine aș pune uși. Cu prag de la jos așa și... Nu trebuie. Ia. 65. 70. Adică până aici a revenit zidit, nu? Da. 70. Și intrarea să fie de 2 metri. De 2 metri? Da. Adică trebuie să fie ușile, nu? O să bagi cu mașina aici, mă. O să ții scule, o să ții. Zici tu? Eu așa zic. Zic o ușă de 2 metri e mai mult decât suficient. Nu? Sau, da. Păi și atunci dacă tot nu băgăm mașina aici. Așa. De ce am dat noi 40 de milioane cât cere ăla pe uși? Așa. Când am putea să zidim și punem o ușă simplă. Normală? Ha? Mă, zic, uite, mai bași tu betonier aici, mai ca să ai loc. Da, zic. Zici tu? Eu așa zic. Hai să bagi scule, să bagi. Oi, băgași tu, nu știu, vreo banc, ceva, vreo masă, să ai loc pe ușă. Mhm, da, ai și tu dreptatea ta. Ai loc, pom. Ce-i drept. Și aici cum facem? Să aducem la nivel aici, nu? Ia, asta nu e problemă. Aici. Aici. Inițial lăsasem să băgăm mașină, să băgăm, dar nu ai mă ce mașină, mai bagi mașină. Nu? Bă, turnăm o șapă de egalizare. O șapă, da? O ducem la nivel. Asta după ce te încuim, după ce... Ultima oară, cum ar fi. Uh-huh. Trebuie să facem glafurile astea, trebuie să iei niște colțare. Pentru glafuri. Păi și cum facem, mă, până la urmă, ca să terminăm o dată cu chestia asta? Păi, ce vrei? Bă, aici vrei să mai tragi din direct în BC-uri, să-mi vii cu fier ceva? Ce? Da, mai dăm câteva găuri în ăsta. Și în ăsta și în ăla băgăm fier în el. Care ușile o să cam fie grele dacă e. Păi da, nu zidim așa. Nu? Nu zidim așa. Băgăm fier. Perete. Da, păi atunci hai să zidim, dacă tot zidim sus acolo. Zidim și aici în față. Dacă zidim aici sus, a zice să zidim și aici, să închidem o dată partea din față, știi? Da. Exact. 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 E... Am un vecin aici. Ca să știți care e treaba cu exact. Și ăsta la cisternă, cisterna aia de apă, nu-i zice cisternă, îi zice cicernă.
Și a scăpat odată vaca și a luat-o pe miljocul parcelei. Nu mijloc. Miljoc. Miljoc, da. A luat-o pe miljoc vaca. Râdem, glumim, dar trebuie să... Să zidim aici și acolo sus, nu? Da. Păi și ce facem? Îi băgăm și... Îi dăm și de-astea de beton aici? Ce? Și după ce zidim, îl chem pe ăla să ia măsurile pentru uși? Poți, da. Hmm? Poți, da. Mie mi se par cum... Hmm? E suficient, mă? Ce? Înălțime. Păi... O, are o, fi. Cât are de sus până jos, ia? 2 metri. N-are 2. 2 metri. Fără un centimetru, fără o jumătate centimetru. Păi da, dar cât mai bagi alea, cât mai alea, o să vină 1,95. Nu? 1,95 m. Aici nu vine parad, vine de la... Clintă, da. Clintă, da. Uh-huh. Da. Da ce? Da, clintă, da. Nu, pe aia, atunci hai să vedem dacă putem să alegem din aia din grădină, să vedem dacă, ca să nu mai tem din aia noi. Ăștia sunt din aia, dar am tăiat noi la... Uh-huh. Am tăiat geamul, știi? Merg, mă, merg. Merg, nu? Da. Doar că o să trebuiască... Tăiați. Tăiați? M-am speriat, am zis că e... Ce, mă? Am zis că e șarpe ceva, dar de fapt... Păi ce, o să frică de șarpe? M-am speriat, nu mi-a speriat. Bă, tu îți dai seama că îl făceam acum cu ou și cu niște cartofi? Că mai e un pic și să faci 12? Da. Haide, bă, hai să ne apucăm, să luăm ăștia, să-i tăiem, să-i... Și să-i punem sus acolo? Treabă s-o cutelă. Da, din ăștia cred că putem să folosim și pe față, nu? Na, și din aia, și din aia, ca să termină și cu jumătățile astea, știi? Mm. Uite, ăsta e întreg. Da. Na, hai. Da. Ce faci, te-ai apucat să dai aici? Da, m-am apucat să... Băi, mă duc să iau bormașina. Da. Și... Trebuie să mai ieși niște multibat. Câți saci îți iau? Mai ia 2 saci. Ajung 2 saci? Cred că da. Mai sunt 2 de beton? Da, cred că ajung. Nu? Cred că ajung, da. Deci dacă nu ajung, trebuie să... Așa să facem noi cu betonul de acum încolo. Să nu ne mai punem să mai luăm ca nebunii mulți. Pentru că trage. Așa ar. Da, 2 saci, dar n-ajunge să duci mai să strică, e păcat de... Păi aia zic, ăla trebuie să tragem tare, știi că... Da. Păi hai, că mă duc să... Fraților, nu mai filmez, mă duc să iau niște multibam, o să iau o mașină, să putem să dăm găuri aici în ăștia, în stâlpi, ca să putem să legăm beceaurile, să n-avem probleme cu ușile. Exact. Și reveni imediat. Bă, fraților, am luat și multibat. Am luat, între timp a venit și Nicu aici care muncește de rupe. Între timp, ce ai făcut o mordeală până acum pe aici? Păi uite, am făcut acolo, am zidit aici sus. Aha. Am zidit aici sus. Și acum zic că dau un strop la ăsta să tragă. Aha. La peretele ăsta, sau la baia asta să-i dau un strop la poată. Aha. Până trage, facem în partea asta, să terminăm. Ne apucăm în partea asta, pe peretele ăsta? O să ne apucăm dacă... Sau pe ăla îi dăm ultima oară? Îi dăm după aia, să terminăm după aia. După ce terminăm în partea aia, da.
Oameni buni, este o căldură. Este o căldură, nu vă imaginați, leșind și la umbră. Deci așa căldură n-ai văzut niciodată. Și aici, dacă tu cu un beceau trebuie umplut, unul acolo și unul acolo, nu? Da. Hei! Da. Mai avem puțin, am terminat aici, am zidit acolo alea, că presa. Le las să-mi tragă alea, că știi? Aha. Să tragă puțin. Am vorbit și cu ăsta, cu geaba, să vină să ne ia măsuri pentru... Pentru geamuri. Pentru uși. Pentru uși, da. Pentru da, uși. Nu știu ce am, geamurile. Tu ce duci mordeala? Să-i dăm cu tinci aici? Da, eu zic să-i dai o mână de tinci și iese sticlă. Da? Nu așa zic. Că tencuiala asta, tencuiala e tencuiala, știi, să-mi brași pereții, să-mi carte, înțelegi? Adică nu țese niciodată ție, uite, rămân port, dar poți să-i dai tu că are nisipul ăsta, e prea, prea mare, știi? De-aia. Că atunci așa facem. Îi dăm cu tinci. Nu are rost să-i mai driftui. Dacă îi dai cu tinci, înțelegi? L-am trimis pe Nicu să ia, să mâncăm ceva. Nici nu știu ce să mai mâncăm, mă, pe căldura asta, parcă nu merge nimic. Da. Parcă nu merge nimic. Bă, știi ce ar merge? Ar merge un cer de la așa. Ar merge o bere rece, că și eu aș bea. O bere rece. Ar merge. Ar merge. O bere rece. Să vină Nicu și cu berile alea reci. Ar bă, dar Tony nu s-a trezit deloc, mă. Da? Deloc, mă. L-a luat cerbul și pe el în coarne. Deloc nu s-a trezit. Îți mai fac vreo roabă, dar... Hai pe una. Da, dar mai este aici amestecat sau trebuie să-ți mai ia? A? Mai este aici amestecat sau? Nu mai e, a? Ia uite-l. A venit și Nicu. Nicule, hai că te așteptăm cu cerbe aia reci. Ce zici, mordeală? Mai faci una? Hai să bem o bere rece. Sau hai să facem să mâncăm. Te poane? Bă, mie e cam foame, mă, cam roade așa. Mie. Fraților, ne-am trezit de dimineață. Chiar ne-am trezit de dimineață și... A, păi ți-am zis mordeal? Da. Cam așa se întâmplă, e bere rece, nu? Da. O, po, ce vorbești, ia uite mordeal aici. Ia, ia, dă-te în cerbe. Ai luat și ouă? Da, da. Dă-te. Ia, dă-te în cerbe aici. Ia să mă dau într-un cerb de ăsta. Ia, pune ouăle. Astea lasă-le, astea sunt de fudulie. Pune-le acolo. E rece? E rece. Mamă, cum e? Vreau și una. Favă. Favă. Fraților, bem și noi o bere. Bem o bere. După relaxul ăsta la mătra betoniera, bem și noi o bere. Facem ceva să mâncăm. Nu? Da, clar. Ne trebuie neapărat. Facem ceva să mâncăm și... Revenim imediat în forță. Ce bine la umbră să stai să bei așa o bere rece. E bine. E ce trebuie. Dar între timp... Nicu a venit aici cu... Mobroscuterul. Mobroscuterul ăla. Bă, nici n-ar trebui să mă zic pentru că am băut bere. Da. Ia uite. Cum funcționează acest... Te uși pe ea, ți-a avort și dai de...
Trebuie să dai doi pași. Trebuie să-mi iau șavul, nu? Da, doi pași. Ia vezi, mă. Așa că stadiu în rupoi. Wow! Poate să rupi ochii. Ia, e pas palcul. Dacă mă vede cineva, zice că am băut acum două guri de bere, se zice că de-aia nu se zic. Ia. Merge, mă? Merge, mă! Ia uite. Uite la ce frâne are. Da. Merge, Nicule. Merge. N-ai treabă. Ia uite. Dar are asta putere să urce dealul cu mine, mă? Da. Ia dă-i blană. E blană. Ia uitați-vă și voi. Noi n-am avut jucării de-astea când eram mici. Avem acum, când suntem mari. Ia uite ce merge, mă. Uite ce merge, mă. Merge, mă. Merge, bă. Chiar e. Face mare în pantă. Uitați-vă și voi la ce la unde e. Nici nu se mai vede. Nici nu se mai vede. Urcă, bă. Urcă, dar ușor așa, știi? Urcă mai greu. Da. Pe unde ai venit cu ea, Nicule? Păi eu am venit peste câmp, pe acolo, pe Vâlcele, că e mai aproape, știi, să mai oculez 3 km, așa. Dar n-ai treabă, trecui cu ea și pe-n bălți, peste tot. N-ai treabă, merge, a? Merge. Uite, unde s-o fi dus? Fraților, îl așteptăm să vină și revenim. Ia zi, bă! Ha? E, merge? Păi a urcat de-a lungul. Aha. Mai greu, dar l-a urcat. Ia, de-aia dă-ți fac și o tură. Ia, ia-o și tu puțin la... L-am curat. Dă-i, talpă! Aaaa? Ia uite-l, ce se duce, ui. Ia uite, poate-ți rupe ochii, ui. Poate-ți rupe ochii, ui. Băi, eram curios să văd dacă a urcat dealul cu mine, ui. Bă, dar merge, ui. L-a urcat, da. Și de unde te uiți cât autonomie mare? Ia vină cu apă. Are linii. Ia să vedem câte linii mai are. Cât mai avea înainte? Ia full are 5. Acum să vedem cât are. 2 și al 3 licări. Și asta ce înseamnă? Că mai merge cât? Adică astea sunt liniile, a? Da. Nu știu, cred că 8 km sau nici. Da? Da. Ia-o smordeală. Du-te până în deal și întoarce-te. 27 are maxim. Ia, eu am prins mai mult la vale. Da? La vale, da. Ia, dă-i talpă, ia. Păi tu ești ușor, băi. E bună de tăvăleală, merge peste tot, și pe câmp, și pe asfalt. E bună, tu ești la magazin imediat cu asta. Mamă, zboară. Nu-mi mai trebuie bicicleta. Ia uite-l, mă, cum vine, mă. Ca ăia dă-mi formula. Dă-i frână. Mă, dar are... Dacă nu ești atent, îți rupem dinții. 30 am prins. Și eu tot la fel. 30. E limitată. Merge, bă, să-ți faci treaba cu ea. Are și aplicație. Ăsta ce e? Ai și lumini pe ea? Da. Uite de aici. O dată așa. Ia uite, ai și lumina. Și stop pe spate, se aprinde. Da, domn. De o dată. Și uite, dacă pui frâna, lică ăsta pe spate aici. Are stop pe frână, bă. Da, da, mișto. Și când a prins farul, ia lasă frână, uite, stă și poziție. Da, bă. Ia. Uite, acum stă poziție, vezi? Aha. Uite, dacă îl sting, uite, dacă dăm frână, păi, face așa. Hai să băgăm ceva la mască, să te rupi. Ia, ia uzi. Măgarul. Ia uite-l. Multă minte îi trebuia. Ia uite-l și tu ea. Ia uite-l și tu ea. Du-te în grădină, băi! Doamne, ce nebun. Ă, dai un pic. Ce am dat? Dacă n-ai stat. Mamă, ce am dat, uite. O,
Așa e când te mănâncă în curs și n-ai stare. Frâna l-a oprit, dar în gard. Ia-o la aici. Dar pleacă scurt, știi? Ia-o, că n-o mai văd. Bă, dar dă-i cu mâna în gard. De la cerb. Ta-na-na-na. A venit între timp și Nicu. Tu nu-l știi pe Nicu? Nicu. Încă mi-ai buricu. Am făcut aici niște ouă așa întoarse. A venit Nicu cu niște brânză de... Oaie. Nu. Niște brânză de... Oaie. Oaie. Ia, domn, ia. Ia, sunt curios cum e brânză. Cum e? Are gust de brânză. Ia. Depinde după ce parte a cefei e luată. I-am zis și să-mi dea una mai proaspătă și una tare. Da. Înțelegi? Ia. Tai și tu așa frumos ca... Tai. De la bun, ia de aici. Un pic. Asta e moale. Ia. Mamă, ce bun e asta. Ia de scurție, așa. Uh-huh. Uh-huh. Ia vezi tot. Miroasea oare. A, și între timp am uitat să vă zic, s-a trezit și Tony. Nu va la ora mesei, adică la ăsta e... Mamă, e faină rău, e bună, bună, bună. E mai de 11 minute, tăie și tu cu cuțitul ăla. Unde? Uite la ăla, folosește-l pe ăla de jos până găsești altul. Bă, te ștergi pe tine, bravo. Hai, ia. Tăie și tu mai mic așa, ăla. Stai, mă. Taie și el o rupe, mă. Mamă, cum e. Taie și el o rupe, mă. Îl pun așa, pune. E curcubeu. Curcubeu pe cerul. Cerb. Cerbu. Ia vezi, Tony. Ți-a plăcut? Belea. E belea, să rămâne gustul de oaie. Dar ia gustă și de asta mai bătrână. Mai bătrână. Mai veche, brânză veche. Mai veche. Mai bătrână. Asta e mai veche. E brânză bătrână. Ia vezi, mă. Ia gustă de aia mai bătrână. Ia. Cum e? Bă, deci asta e, ce-am luat de aici e bun omul la ce face. A, el o face, nu aia. Azi mulsoile! Nu, mai mulți și-o Benny. Mai mulți și-o Benny. Așa, fraților, că mâncăm, după care ne apucăm din nou de muncă. De data asta îl băgăm și pe Tony aici să dea puțin cu... Mistria și cancio. Cu mistria aici, între timp să și usucă. Am ia undița și termin eu lucrarea. Da, ziceam să facem și ăștia până sus, și aici și aici. Mm. După care ia zi mordeau. Ghiță în ghite în sec. Ce vrei acum, na? Ia vezi, mă, Nicule, cum e? Ce? E bună? E brânză de? Mai. Aia este, mă. Gata, fraților, mâncăm și revenim. Și am terminat de mâncat. Am terminat de brânzit, de cartofărit, de ouăit. Oierit. De oi, oaia. Ia zici tu, brânză de oaie. Brânză de... Nu, mă, nu prostii. Oaie. Zi, mă, cu u. Păi cu u am zis. Oaie. Apoi că mi-e spănas. Bă, fraților, cam așa s-a întâmplat aici. S-a ales praful de mâncare. S-a ales praful de mâncare asta. Nicule, ți-a plăcut? Murdeală? Brânză proaspătă mulsă de la cala cu o săptămână. Dar brânză bună în burduf de câine. Dar da, nu... N-am văzut niciun câine până acum să facă brânză. Cred că e numai bărbat. Cum? Dar chiar murdeală, că are dreptate, Toni. Să zice brânză bună în burduf de câine. Habar n-am, fraților, dacă știți. Nu ne lăsați aici în comentarii. Da. Cine a mai mult până acum câine să facă brânză? De mâncat nici atâta nu cred. Așa, fraților, că am și mâncat și ne apucăm în curând de... Nani! Treabă! Și încă ceva, am uitat să vă zicem că o să trebuiască, după ce terminăm treaba pe aici, să ne ducem la osemintele unde l-au găsit pe Mihai Viteazu. Pe seară o să ne ducem, dar nu o să vreau să vă zic prea multe. Mordeala, să le spunem? Să le spunem? Nu le spune că nici tu nu știi. Nici eu nu știu. Mergem acolo să vedem despre ce vorbim. Dar zi-ne tu așa, din mare, așa, despre poveste. Că tu știai, ai vorbit cu părintele.
ia vitezul la un preștiat ăștia, înțelegi? Că a fost povestea așa, că i-au tăiat capul. Mi-a la aia, auzi! Ui tu! Așa, zi, gata, scuză-mă. Zi-mă, Toni! Hai, zine! Da, mai că am pierdut șirul. Nu că era cocoșul. Lasă că vezi acolo, povestește părintele. Fraților, diseară o să ne ducem la o mănăstire, undeva la Plăviceni, dacă vrea cineva să o viziteze. Din ce am văzut și eu în poze așa, este destul de interesantă povestea, dar o să vedeți spre sfârșitul vlogului mai multe detalii, mai multe informații. Când e vorba despre informații, eu nu prea pot să le rețin, așa că o să vi le spun... Nu știe ce citească, și-ar fi luat informația ziarul, dar nu știe ce citească. Se uită la poze și n-are decât... Citește alea, titlurile cu litere mari. Eu când am văzut mai mult scris, am zis, da, poze nu are. Și atunci am renunțat. Așa că îl las pe Toni și pe părintele să ne povestească ei mai multe, dar spre sfârșitul vlogului. Oameni buni, între timp a venit și părinte. A venit cu botezul ăsta mic. Da. Toni e cu botezul, a venit aici cu... O parte în trupa mea, cu prioteasa și cu mezinul nostru. Și cum îl cheamă pe mezin? David. David și Goliat. Da. Care e Goliat? Goliat e frate, s-o Nicu. Și Mordeală. Vino aici. Păi tu ce faci? Tu stai acolo singurel? Păi tu vii să... Nu iar bola, mă rindici tu repede. Stai aici. Trebuie să vii aici în familie. Să fim... În curând noi nu o să mai fim trei aici la Bondrea. Toni mare puțin și naște. Da, tripleți, am tripleți. Da. Aolo, păi înseamnă că suntem... Să mâncăm de trei ori pe zi. David? Părinte, ne-am apucat aici, ați văzut. Am văzut că ne-am apucat de tencuit, zidit, de... Mai avem gardurile alea de decofrat azi, iar... Mamă, dar ce greu. Azi vine și comanda acum, că au luat gard în altă parte și s-a rupt jumate. Da, fraților, a luat cineva gardul de aici, un prieten de-al meu de aici din sat. Și cred că și un pic neam cu tine, că tot ghiță-l cheamă. Da, este, e neam cu mine. Și a luat din altă parte gardurile și s-au rupt. Și s-a rupt. Și acum vine la noi aici să-i dăm garduri. Să-i dăm și restul de gard jos. Să-i dăm. Ai văzut? Cum mi-ar fac cu copil? Bă, vrei să ți-l fac eu? Dar cu ce a grijă un copilul să aibă o tată ca tine? Că și așa e lumea, că stăm tot timpul împreună și că avem o treabă. Vrei jos? Mordeală, eu zic că ar fi cazul să te apuci. Uite, ți-o uită o grămadă de oameni la noi pe vlog aici. Deci, fraților, poate e cineva vreo femeie vie. O femeie vie care... Să-i lase lui Mordeală acolo mesaj, să-i scrie. Scrieți-i lui Mordeală acolo pe Instagram că dacă mișcă Mordeală... Nu mă dau. E harnic, e vreme. Părintele are o familie foarte frumoasă, după cum vedeți. O parte din ei sunt aici. O parte, trebuie să facem o dată, să-i filmăm pe toți, să le arătăm oamenilor. Da, cei mari sunt. Da? Mai înalți ca noi, noi suntem pitici. Da. Nicu e de-al nostru aici. Păi Nicu mai mult stă cu noi pe aici. Mai mult la voi decât la... Da. Ne-a ajutat Nicu iar azi. Păi azi a trecut pe lângă noi și... Nici n-a oprit la noi. Zice prioteasa și... Ia uite-te și tu, Nicu, nu ne mai bagă în sau. S-a dus cu trotineta. Așa, cu naveta era pe trotineta. Pe cum era să mai bagă ea și pe naveta? Am avut poftă de brânză de oaie. Sau unde te ducea? Să iei lui Mordeală, cerbi. Da. Ah, da. Și brânza de oaie de la Nicu? De la Nicu, da, de la Gore. Da, de la Gore. Brânza de oaie, brânza de capră, da, aștia sunt. Da, am avut poftă, am avut salată de roșii cu cartofi prăjiți. Mă, vara dacă zis... e roșii și brânză, s-a cam terminat. Exact. Șotărie și un vin bun. Nu mai, că destul de trei zile roșii. Seara. Deci nici bere rece n-a vrut azi. Nici bere rece n-a vrut azi. A fost în recuperare. Fraților, că noi nu o să vă mai ținem acum, o să trebuiască să ne ducem să vă arătăm o mănăstire foarte frumoasă. Părintele este aici cu noi, să ne ducem toată lumea aici. Mergem acasă la Mihai Viteazu. Am tot vorbit pe vlog de el și trebuie să mergem și acasă. O să las pe părintele să... Tăicuțul nostru. Să vă spună istoria așa în mare, așa că priviți aici cu atenție. Oameni buni, cam asta este mănăstirea. Cam așa arată mănăstirea. Văd că totuși sunt ruine, văd că totuși nu prea știe nimeni de ea. Uite pe Mihai Viteazu acolo, dacă te uiți bine, Toni. Unde vezi tu, bă, e mort? Uite, 420 de ani de nemurire. Cum e mort? Adică e viu. Râdem, noi glumim, dar... Hai, mă, dă-i pas, facem unul ca lumea, măi, vorbești numai la inepția. Ia, cum să... Toni! Ce înseamnă asta?
Ia, să vedem aici. Băi, hai mă, eu vreau să bag aici. Ha? Păi nu băga, că nu știu dacă aici, cred că mergem acolo. Cum, mă, băi, cred că n-avem voie să intrăm, dar uite urmă pe aici. Hai acolo și... Aia, venim formă și filmăm. Ia uite, ia, hai să intrăm, bă, să arătăm oamenilor aici, bă, despre ce e vorba. Ia, hai să ne uităm. Ce mișto este. Ruine. Domn părinte, avem voie să intrăm cu mașina aici? Mașina nu. Nu, nu? Nu, da. Mergem acolo. 9 august 1601. Ia, părinte, deci care este istoria locului? Deci, iată, am vorbit pe vlogurile tale despre Mihai Viteazul. Și uite că am ajuns acasă la el. Asta este, mănăstirea asta este titoria doamnei Stanca, soției voivodului și vornicului, fratelui ei. Aici a fost găsit în 86 trupul doamnei cu sigilul domnesc și se află la Muzeul de Istorie din Alexandria. Iar despre Mihai Viteazul se știa că este adus trupul după câmpia Turzii de la 9 august 1601, dar nu se știa unde. Se știa că e ajuns în Oltenia, dar nu se știa unde. Doi secuii dumneavoastră lui Tomșa l-au luat de acolo din, după câmpia Turzii, unde l-au evișerat practic și au luat din el trofee, degete, osul scapular, coasta, deci... Și fiind în oapsea lui Tomșa, au luptat sub comanda lui la Călugăreni și îl știau și îl respectau, au luat trupul și l-au îngropat în Alba, într-un mormânt de femeie din neamul lor, din familia lor. Au luat legătura cu doamna și după 2 ani de zile l-au adus doamnei la Tâlvaciu într-un car cu sare. Iar doamna a adus de aici, pentru că suntem la granița cu Bulgaria, la Dunăre, de aici veneau mătăsurile și postăvurile din Asia. Din Asia, da. Da, și au fost făcut un troc, un schimb de sare cu, ca să nu se știe că trupul voivodului era. Da, a fost adus aici. Nu se știa unde e istoria și hrisoavele din istorie, dar un general Chelaru, care cred că cel mai avizat să vorbească despre istorie, spunea că nu se știa unde este trupul, să bănuia că la Plăvicen, dincolo de Olt, în Olt, în județul Olt, nu aici în Telorman, aici e granița Oltului cu Telorman, și alte date istorice spuneau că la Islaz, acolo unde a fost revoluția pasatistului, da, Bălcescu Popașeapcă, pe acolo undeva, însă aici, în valul Oltului, spre Vărsare, aproape de Islaz, titoria doamnei, și aici, în 2009, s-a găsit, adică s-a surpat pământul acolo unde vedeți este mormântul. S-a surpat pământul și când s-a reluat viața monahală, care încetase pe vremea lui Cuza. Da. Pentru că se inunda, vedeți partea asta, Oltul fiind foarte aproape, nu a venit pe malul Oltului. Da, da, da. Aici se inunda, după ce Ceaușescu a făcut ce mai navigabil și a îndiguit. În fericire, mănăstirea e unică atât în două puncte de vedere. Odată că poartă doar hramul Mihail și titoriile lui Mihai sau familie lui făceau mănăstiri cu hramul doar Mihail, iar sunt la Clocorciov, la Statina, aici și în Muntele Atos. Iar în altă ordine de idei, Ceaușescu, știi că și comuniștii distrugeau locașele de culți și bisericile. Ea a scăpat datorită comuniștilor. Că... Da, da. Dar involuntar, știi? Părinte, ce voiam să întreb? Și... Asta e singurul drum de acces? E singurul drum de acces din partea Oltului, dar mai e unul prin pădure mai... Mai rău. Mai rău, da, vine de aici, din Telorman, de la Mesmeturn. Să le spunem oamenilor, drumul este... Aproape impracticabil, trebuie să aveți mașini așa, în teren. Deci trebuie puternice. Mașină 4x4 pentru că... Mașini altfel, puternice. Altfel deja la mea a început să bată ceva, să truncăne ceva. Și iată că voievodul a fost adus ca fiecare femeie să-și plângă și așa, să-și facă rânduiele bărbatului. A fost adus aici, pentru că aici a trăit ultimii ani în viață. Da. Și aici a fost găsit și trupul ei în 86, pe vremea comuniștilor. Iar trupul în 2009, al voivodului, a fost găsit aici, chiar pe locul acela, acolo, la căpătâiul lui. Au venit de atunci încoa oameni de seamă, cum ar fi generalul Chelaru, comandantul Muzeului Militar de Istorie, preoți, oameni de cultură,
nenumărat și Miron Cosma și doamne câți oameni, patrioți, deci, istorici. Deci aici era îngropat. S-a făcut studiu, să ne explice, părintele Stareț. Aici au făcut curățenie, vezi că au început să lucrări de restaurare. Da, da. Și s-au oprit. În momentul când s-a găsit trupul, în momentul când a ieșit la iveală, cum să zic, ceea ce poate ar renaște poporul ăsta român, motivul pentru care ar renaște ca păsăre fămiți din propria cenușii. Deci motivul cel mai tare, pentru că, dar nu e nici cu regii, dar nu sunt ai noștri, frate, au fost aduși. Da, ăsta e al nostru. Ăsta e al nostru și a năzuit ceea ce arde în noi și ne-a dat, cum să spun, dorința asta de a fi uniți, de a fi români. Și uite că rușinea noastră este că nici ruina asta. Ziua, da, da. Băi, frate, uite conducători, ne țin în ruină, mă, ne țin din punct de vedere psihic, moral, spiritual, și istoric. Poftiu, uite, domnule, ne țin în ruină. Cum se poate așa ceva, să oprești lucrările în momentul când e posibil ca să vorbim despre trupul voivodului? Care era o, cum să spun, o angoasă în istorie, știi? Capul e la mănăstirea dealului, în vârstă, frații Buzești, dar tu nu se externe. Iată, frate, a ieșit, s-au făcut studii cu carbon, cu la o încadrată, nevăzutată. Adică nu îți dai seama că nu mai poate fi atât de relevant sau nu știu cât la sută sau nu știu ce vor sau ce nu vor sau de ce nu fac prea multe. O să ne explice, Părintele Stareț, și o carte scrisă de Iacobiu și asta în domeniu și de aparat științific de oameni pregătiți, de antropologi, de istorici, de, și la care a participat și domnul general Chelaru, cred că, după părerea mea, și cum bine îl știi că este prieten, cred că e cel mai avizat om din, în viață, din da, sânul poporului ăsta, să vorbească despre istorie. Despre istorie. Iar el, an de an, este aici pe 9 august, îmbrăcat în veșmânt, în veșmântul lui Mihai. În căciula lui Mihai, în veșmânt de dac. Excepțional. Vine aici pe 9 august. De fiecare dată vine îmbrăcat în dac. Și vorbește despre istorie și despre Mihai. Frate, dacă poporul ăsta e risipit, dacă poporul ăsta nu are un motiv, dacă poporul ăsta nu are o gravitație, o forță care să-l graviteze, să-l țină puternic, uite că aveam motiv. Dar uite cum. Suntem poporul ăsta se pare că așterne așa cum, doarme așa cum și-a așternut poporul ăsta. Din păcate. Mă gândeam să-i fost al ungurilor, să-i fi fost al rușilor, să-i fost al turcilor. Avea statui la fiecare colț de stradă. Frate, m-am dus, am fost cu un evreu în Turcia, că ți-am explicat, cu Laurențiu Avram, îi spunea, băi, tată, el a fost în Turcia, a fost cu el aici, la Madusezi, iar el a fost în Turcia, cu invitat la, știi, familie nobililor turci, fiecare se ocupă cu ceva, au afaceri puternice. Da. Sunt 5 familii puternice, una din aceste familii l-a invitat și printre altele i-a arătat Istanbul, i-a arătat partea asiatică a Turciei, partea europeană, mă rog, tradiție, cultură. Printre altele, știindu-l că este român, l-au luat și l-au dus. Uite, îți arătăm un loc care spre mândria voastră și spre rușinea noastră. L-au dus în Bosfor și iată, uite, până aici a venit Mihai. Părinte, și în ce ani s-au făcut descoperirile astea? În 2009, da? Când s-au apucat să restaureze, au făcut curat, au început să aducă, să așa. Și s-a prăbușit aici. S-a surupat. Și în momentul ăla au început să facă curat, să caute, și când au văzut că e vorba despre un schelet uman, rămășițe pământești, s-au oprit și au chemat de la Slatina, de la Olt, criminaliști și de la aici, de la Alexandria, de la. Și s-a făcut analiză cu carbon, datare cu carbon. Carbon 16. Tot ce trebuie făcut, procedurile care au trebuit făcute, o comisie ad hoc din profesori, din. Bănesc a durat câțiva ani. Au durat, iar acum el are Starețul, o să luăm imediat legătura să vorbim cu. Ah, deci ne poate și spune. Da, are și probe, documente, are. Super. Ne arată și rămășițele pământești ale voievodului sunt în, aici, în partea asta, în partea nouă construită. Rămășițele? Acolo, adică sunt oasele? Oasele lui, da. Mamă, mi s-a făcut pielea de găină. Da, ți-am spus că te aduc acasă la Mihai. Mamă. Am vorbit pe vlogul tău și uite ca să și vadă și oamenii. Și uite, eu nu prea am de astea, uite-te și tu cum ai părul pe mine. Și pene de la fel. N-am venit cu mâna goală, s-a venit cu oameni de seamă. Și Mihai a fost și cred că este inima poporului român. Imaginați-vă, toți au fost și au adus partea lor, contribuția lor la desăvârșirea neamului ăsta. Dar Mihai parcă este inima, frate. Și uite că noi facem cunoscute locurile astea. Știați-vă până acum de așa ceva? Nu. Dacă nu era el, cum arăta Europa? Mă gândesc, dacă nu era el, cum arăta Asia?
s-a oprit mare expansiune otomană din toate punctele de vedere. Ea blocată, dar așa urmă. Păi hai, părinte, hai să mergem să... A fost la răscruce de imperii și... și a avut prieteni buni. Da, l-au făcut cum trebuie. Toți marii noștri domnitori au fost vânduți. Dumnezeu să-l odihnească în sânul lui. Fii atent aici. A avut ofertă puternică pe masă. Ce caracter, ce tărie, ce om moral, ce virtuos. Îi spune Murat, care nu avea copii, sultanul turcilor. Ce streție domnie unei țări atât de mici? L-a văzut mare, îl știa, luptător, îl cunoștea. Dar s-a interesat de el, că nu l-a numit în necunoștință. Dar i-a făcut oferta maximă. Rămâi. Da. Și Sina în tinerețe a fost creștin. Și da, noi acum. Rămâi și îți voi da tronul imperiului. Pentru că el a vrut să, Murat, să trerupă bătăile dintre lupta în familia lui pentru putere. Nu poți să-ți părăsești poporul să te duci să fii... Și el a refuzat acea ofertă maximă ca să vină să se jertfească pentru poporul ăsta care l-a lăsat în uitare. Rușine nouă. Hai să mergem să luăm legătura Nu putem să nici să ajungem aici. Autoritățile ăștia. Și înăuntru e tot așa cum arată pe afară sau să mai păstrează ceva? Să mai păstrează, dar la fel, dar o să ne arăt imediat, părintele. Deci, și e singurul viețuitor care mai este acolo, în spate, un cimitir, și fratele lui Dătuș și alți frați au decedat în Troian și nu pot să vă răspund, că sunt acolo. În condiții... Când el era plecat după cerșit în țară, a venit și a... Părinte, dar bănuiesc că nu multă lume știe despre... Fraților, cum să spun, a venit și l-a găsit pe Dragnea sus pe mănăstire, cu mitralieră, pe afet, vână pe aici. Deci nu pot să... Deci crezi. Călăreau ăștia în istreță din partea asta și... Pe Dragnea? Păi da. Uite, vă spune el, o să vă spun. Și fii atent, îi spunea Dragnea, îi zicea, mai rezist. Vedeți că aici și după revoluția în august, și tot în august, pe 10 august, imaginați-vă, 9 august, voivodul, pe 10 august vine revoluția, rezist și îl doboră pe Dragnea. Mordeală, te și Dragnea l-a întrebat tot timpul, mai rezist călugări? Iar el a spus... Ironia sorții. Există Dumnezeu e sus și vede. Hai să vezi. Și așa s-a terminat povestea lui. Vezi pădurile astea de aici? Da. Care înconjoară mănăstirea? Au fost ale doamnei Stanca, au fost ale familiei voivodului. Astăzi sunt proprietatea lui voivodul Dragnea. Ia uzi. Ce mai discutăm? Deci, probabil o să... Și alți proprietari sunt parte. Oameni buni, sper că v-a plăcut ce ați văzut în legătură cu mănăstirea. Sunt locuri pline de istorie pe aici, prin zonă. Dar uite că eu sunt din zona de aici și nu știam. Așa că ne continuăm pelerinajul. Mergem să ne... La Muieri. La Muieri. Cum ai zis că este acolo? În dealul Muierii. Așa. Adică acolo erau foarte multe muieri. Și fraților, să nu ne înjurați pentru că suntem dezbrăcați, dar credeți-ne, este o căldură, dar nu vă imaginați, cu toate că merge aerul condiționat, dar este foarte cald. Și mergem la gârlă să facem o băiță. Mergem la gârlă și mergem să-i arăt și lui Tony pe aici împrejurimile. Azi o să ne ducem să-i arătăm pe aici pe jos. Mâine o să trebuiască să ne ducem să-ți arăt și zona cealaltă cu cel mai bătrân copac din Oltenia. Băi, Băgaru. Nu, ia stai să întrebăm, ia stai să... Băi, Ghiță, ce faci? Către Cezien, pe aici o luăm? Către Cezien, pe aici, nu? Nu, că vorbeam cu Măgaru. Cum îl cheamă? Gogu. Să trăiești, bani, aviorele, ce mai faci? Ești bine, sănătos? Ia uite. Haide, mergi cu noi? Ai lapă în goblin. A? Ai lapă în goblin. Ia uite ce frumos. Hai să vă pupe, ia. Câți măgari sunt acum care se uită la noi? Hai. Gata. Ai văzut unii? Da. Toți ajungem mai devreme sau mai târziu așa. Făcuse unul la mine pe holul blocului, făcuse o chestie de sănase pe perete, dar mititeam așa, știi? Așa. Două capete de măgar. Așa. Și sub ele scria, și iată trei măgari privindu-se ochii în ochi. Și toată lumea s-a ducea aproape, să vadă ce scrie, că scria mărunt. Scria din ce în ce mai mic. Da. Mamă, ia să vezi, Toni, când am fost noi ultima oară aici, știi că era... Era cam... Era jalece, era și plouase și toate cele. Așa că ne vedem direct acolo la gârlă.
Fraților, am ajuns în locul ăsta minunat. Hai, locul tău de veci. Dar să nu le spunem înainte ce s-a întâmplat. Că Tony era să pupe casetofonul ăsta din bord. Glumesc, glumesc, glumesc. Sau așa e. Hai mă, duc o dată la gârlă, că vreau să fac baie. Hai mă, că vă duc la gârlă, mă, uite aici este gârla. Și pe aici intrați. Dar nu știu dacă merge să intrați pe aici, să nu fie malul pe abrupt, să te plimbăm după aia cu căruciorul. Ia, stai așa. Cred că pe aici este, ha? Unde se coborâi aici, bun? Băi, nu e bine aici, uite în partea aia. În partea cealaltă acolo. Bă, ia uitați-vă. Habibi! Cam ce bondă! Bă, dacă ar durea prostia asta, cred că ar fi bună toată ziua. Hai mă, că am mers ușor. Dracu de bolnav. Gata mă, aici e plaja, aici e un fel de Mamaia Beach. Habibi, come to Bondrea. Come to Bondrea. 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 La Bondrea. La Bondrea, sweetie. Am ajuns la Bondrea. Merge aici, mă? Putem să facem ceva aici? Ha? Tot acolo trebuie să mergem, ne-am fost atunci. E noroi, bă. Tot acolo, ha? Da. Bă, da. Ce facem, mă? Mergem acolo? Da, hai acolo. Ce vrei acum? Ai luat-o? Am luat-o. Ai luat-o? Hai să mergem în partea cealaltă. Hai. Băi, până acum mașina asta a intrat peste tot. Pe aici n-a intrat niciodată. Aici e un drum, fraților, pentru cine nu știe. Îl cam vedeți acum, cam cum arată el așa. Și cine o să vadă că intrăm pe aici o să zic că nu e sănătos, bă, băiatule. Dar de fapt eu chiar nu sunt sănătos, știți? Așa. Așa. Mă mângă cum stă mașina. Așa că țineți-vă bine aici. Habibi, come to Viezuin. La Viezuin. Habibi, come to Viezuin, am Bondra. City Bondra. Băi, ce este pe aici, bă, băiatule? Aici numai cu de-asta, cred că. Dar bine, eu urcam și cu de-aia care nu trăgea 4x4 când făceam prostii. Da, e urca și cu... și pe jos. Hai, bă, Nicule, urcă trotineta aia ta pe aici? Nu. Nu urca, nu? Nu cred. Dacă împing? Dacă împing, urcă. De la spate. E, și uite că... că... am ajuns aproape. E, să vedem acum cum trecem noi pe aici. Dar cred că mergi și pe aici, așa ușor. Unde să treci? Mă lua și aici. Zici tu? Păi da. Nu vrei să o bag până acolo la tezul? Ce nu stare să mai bagi acolo? Mă, ce are, bă, băiatule, mă, mergi, mă. Ia uite, cum te duci pe aici. Rachetă! Japonia! Da. Păi, ăsta e test off-road. Deci, dacă rezistă testul lui, înseamnă că e mașină off-road. Hai că de coborât este cum este, știi? Dar totuși, dacă am băgat-o până aici, nu crezi să trecem puțin prin testul lui? A, după ce facem baie, o bag. Ce zici, Toni? Murdărește apă. Bă, nu mai zic nimic, că vreau să mă bag în apă. Mamă, Toni, Toni e mai rău ca aia mici, să se bălăcească acolo. Ei, și acum e acum. Ce fac? Îmi bag pe aici? Ce crezi? Las-o aici. Ha? Mere. Merge, a? Da. E, atunci, atunci dacă merge, intrăm cu ea direct în testul lui. Intrăm direct în testul lui. Gata, ia, ia, te-am ajuns direct la locul de baie aici. Ia. Ia uite-l, Toni, cum aștepta. Of. Oameni buni. Am ajuns aici la locul de baie. Mordeală, ce să joc? Bă, ușor, ușor, că sunt nioarce. Nioarce. Ia, ia, prinde o nioarcă. Ah. Da, nu știi stare să prinzi o nioarcă. Am luat-o. Ia. Ia, dă-o încoace. Mănânc-o. Nu, bă. Ia, Mordeală.
Lasă-o! Ia! Nu e în stare un oi, băi! Ia! Mordeală! Acolo e în mol! Hai, băi! Mordeală! Pui de baltă. Hău, ia, ia gustă. Pui, nu-mi place. Ia-o, Nicule. Uite-l, uite-l. Tamponul nostru. Tamponul nostru. Hai, care intră? Cam tu dai. Care intră? Hai. Am dat drumul la broască, am eliberat-o așa cu răspunzător. Habibi. Habibi, hai. Habibi. Hai, mordele, intră. Tine. Hai. A intrat, a intrat nebunul în apă. Ue, ia, ia, taci! Ia uite și tu! Ue, ia, taci, că s-aude ceva! Ia, ia, taci, ia! Ai auzit? Mioarci! Sunt mioarci! Sunt mioarci! Să întorci camera. Să nu întorc camera, că dacă am întors camera e jale. Bă, dar miroase rău a mioarcă. Mioarcă, bă, nu mioarcă. Ideea aia. De ce, bă? Trebuie să întoarcem camera, că dacă nu întoarcem camera e jale. Așa, fraților, că ne băgăm să facem o băiță și revenim imediat. He, oameni buni, altă treabă. O băiță rece, e aferent corespunzătoare, cum se zice, și vin la Mordeală aici cu un gând bun, cu un gând ăsta bun. Mordeală, ia, ia fratele meu aici, ia, ia, ia. Vezi, să nu te ia în coarne. Ce ai făcut, ai prins ceva? Trage, trage. Trage? O zghiohănă, da? O zghiohănă. Ia să vedem. Unde să desfac eu? Ia uite, uite, trage, uite, trage. Uite, uite, uite. Aia, vezi că e la aia? E la aia, ia fii atent, ia. Ia fii atent, ia. Stai așa, unde este eu, că nu mai văd. Așa. Ia. Trebuie să dai. Cum? Să... Acum, uite. Ia. Ia, domnule. Să văd că prins un pește cu bălai, nu mi-ar veni să cred. Băi, eu zic că merităm și puțin relax. Nu? Desfac. A, cum e? Ia vezi. Ar trebui să ne dea ăștia berea gratis de la Golden Brau. Chiar. E singura bere care ne place, pentru cine nu știe. Da. Nu Heineken, nu... Asta e singura bere care încă se mai păstrează ce și ce. Cât și nu-i facem noi reclamă. Hai mă, hai să vreau să văd și un pește, băi. Uite. Ia. Ia. Hai mă, dar nici mă, nici. N-au, n-au forță. Hai și cârligul ăla, dar zici că e de la dănșirea tutun. La Tony acolo nu pot să mă duc să mai filmez. Că e deja... Cum s-a născut? Balaurul. E deja cu cocoșelul? Aici, balaurul. Unde mai față? Dar nu mai merg acolo, că sunt țânțari. Du-te și dacă prins, mi-l arăt și mie. Așa, fraților, că după zi de muncă, după zi de asta, zic că merităm și noi puțin relax. Suntem aici la 100 de metri de casă. Cum îmi stă vărul în cap în toate direcțiile, nu mai contează, suntem naturali. Ăștia suntem noi, cine ne place și ne apreciază așa cum suntem, ne dă un like aici, cine nu, e liber să facă ce vrea. Noi ăștia suntem, ăștia suntem și încurajările voastre ne fac să ne continuăm proiectul, să-l ducem la bun final. După cum vedeți și voi, este destul de greu ce, la ce ne-am înhămat sau ne-am, da, am zis bine, nu? Așa că... În perioada următoare, eu zic, o să terminăm și garajul. Și cred că maxim în 2 săptămâni de zile, cred că o să ne apucăm de casă. Să facem loc acolo, să dăm pătrul la o parte, să săpăm fundația. Dar pentru asta mă repet din nou și nu mă înjurați.
avem nevoie de încurajările voastre pentru a merge mai departe. Voi nici nu vă imaginați, după, ca să vă explic așa să înțelegeți, după o zi de muncă, de dimineață până seara, hai că nu de dimineață, după la 9, cum ne trezim noi de obicei, până, vină cu acu el, până seara, muncim de, suntem rupți, seara zicem, mamă, nu mai putem, de ce facem noi asta? Și după ne punem și ne uităm la comentariile voastre și vedem numai încurajări de bine și de astea și ne crește inima noi, nu vă imaginați ce satisfacție. Între timp, Murdeal a prins și el un pește. Uitați-vă și voi, ăsta e bun cu bere. Ia uite-l, bă. Ia, du-te și pune lutonii pe chelie. Pune lutonii pe chelie. Nu pot să vii la răpătonii că e dezbrăcat și n-avem cum că ne vom strike aici pe canal. Așa că m-am apucat să vă zic pentru... Ascultați și voi câtă liniște este aici și cât de frumos este să stai aici în natură și să asculti păsărelele astea și să te întorci în locurile copilăriei și să faci baie une acum 13 ani, 14 ani. Veneam aici la Tezlui și veneam la pește. Acum venim aici de plăcere, atunci veneam de nevoie pentru cine nu știe, eram foarte, foarte săraci, să zic așa. De multe ori veneam aici să prindem pește, să mâncăm. De multe ori nu aveam nici mălai, să-l dăm prin mălai, să-l facem, să-l mâncăm. Și sunt chestii pe care am trecut peste ele, dar când îți aduce aminte, ți se face pielea de găină. Dar na, nu mai contează, asta este pentru cei care credeau că sunt arogant, credeau că sunt nu știu cum, dar am trecut și m-a dovoare viața de atâtea ori încât la un moment dat cred că s-a și plictisit să mă dovoare. Ce Murdeală? Dau drum. Dar dai drumul, ce să faci cu el? Poți să-l mănânci. Știi că eu cu Tiberiu mâncam pești vii? E mare, nu? Ia stai așa. Trebuie să întoarcem camera. Da, domnule, ia. E ce trebuie. Da. Aruncă-l în apă, nu pe mal. Așa, fraților, că ceva de genul stau lucrurile, cam ceva de genul au stat lucrurile în trecut, dar am crescut, am evoluat. Nu știu cum să vă zic. Dacă vrei să faci ceva în viață, faci. Dacă vrei, doar dacă vrei. Și dacă îți bați capul, bineînțeles. Că sunt mulți care judecă. Dar să știți că nu mă deranjează, nu, fiecare sunt părerile lui, eu știu destul de bine cum sunt eu și ce fel de om sunt și cât de bine am făcut multora. Voi știți o mică parte în care v-am arătat, dar știți că binele tot timpul se face în liniște, dar pentru sufletul meu, credeți-mă că eu sunt bine și de-aia nici nu mai mă ating vorbele unora și altora. Dar să las teoria asta. O să mai stau puțin cu băieții aici să se scalde Murdeală, să prindă pește. Pentru că după o zi de asta zic că merităm și noi câteva minute de relax. După care o să revin și o să închidem vlogul. Sper că v-au plăcut imagine de mai devreme de la mănăstire. Nici eu nu știam de ele, unde chiar sunt osemintele. Pentru cine nu crede, intrați pe internet și căutați unde s-au găsit osemintele lui Mihai Viteazu, unde s-au făcut cercetări cu carbon 16, dacă nu mă înșel, și cu invenții. Nici eu n-am crezut, sincer. Mi se părea de domeniul SF-ului, că la noi aici în Oltenia, la câteva zeci de kilometri de locul unde suntem, unde ne-am apucat aici de căsuță să se întâmple chestia asta, am rămas surprins, dar se pare că este adevărat. Ia uitați-vă și voi. Furnici și toate cele pe aici. Asta este natura. Natura. Cine iubește natura, îl așteptăm pe aici, pe la Bondrea. O să revin cu finalul vlogului. Ia uite, bă! Ce ai scos, mă, aici? Ia uite, bă! Uite-te aici, bă, ce oameni, bă, frate, bă! Au băgat? În ce țară trăim, bă! E foamea mare, bă! Foamea mare, bă! Au băgat asta ca să prindă pește. Prindă pește, bă! Cum bă să bagi așa ceva, mă? Am agățat-o cu lanseta. Da? Da. Ia uite-te și tu. Hai, nu, dă-i foc, dau foc. Da, mă, ia și aruncă uneva, să nu mai... Cum e Duni Baia? Excepțional! Îți place ce la gără? Coreală, dar nu mai vine să ies, da. M-am mușcat un taure de la de capă, bă, putea ce, nu știu să vede. Aha, aha. M-am vrea cu ce usură. Sunt țar. Gata și băița. Gata. Facurăm baie, ne spălarăm
de zoaie, ne-am răcorit, m-a mușcat și un arici de cap, ce drag m-a mușcat o goagă că m-a țipat rău. Una peste alta, după o zi de muncă, ei, mai bine venită pentru mine. Am muncit toți, băi, și tu ai muncit. Toată lumea. Eu i-am susținut, sfărăiam în aceeași rind cu betoniera. Tu e suficient să fii lângă noi, Toni. Pentru noi contează mai mult asta decât orice. Că noi nu te-am luat aici ca să... Da, stai că, ci, că să nu apărim cu așa... Să da, acupăr. Da, puneți ceva pe țâțele astea mari. Așa, fraților, că ăsta a fost vlogul pe ziua de azi. Ați văzut și o mică parte de relaxare în lagăr la aici. Mai aveți ceva de zis, Toni? Mai ai ceva de zis aici? Să-l băgăm în cadru și pe prietenarul nostru. Să-l băgăm și pe Nicu, unde a fost să fac o santinelă. Așa. Sau unde ai fost? A ridicat o santinelă mai în pădure aici. Te-ai șters sau? Nu te-ai șters. Bă, Nicule, bă. Hai, Nicule, ai venit așa cu el după tine? Hai, o răsas copilul. N-am băgat santinelă. Pe data viitoare. Pe data viitoare, fraților, vă pupăm și vă salutăm de aici de la... Bondrea! La revedere!